În ultimii aproximativ 2 ani, mai multe compartimente ale instituției sanitare din Târgu Neamț și-au îmbunătățit simțitor aspectul și au fost dotate corespunzător. Au fost înlocuite ușile și geamurile cu unele de termopan, iar pe lângă acesta au mai avut loc și alte modificări care să corespundă normelor spitalicești. Lucrările de reabilitare par să nu se oprească aici. Conducerea spitalului, împreună cu cei din Consiliul Local, au demarat un proiect de anvelopare termică și de reabilitare a acoperișului pentru compartimentul primir urgențe și secția de chirurgie. Odată finalizat parterul clădirii unde se află compartimentul primir urgențe și secția chirurgie, am demarat un proiect împreună cu primăria de învelopare termică și reabilitarea acoperișului clădirii unde se află compartimentul urgențe și secția de chirurgie urmând apoi a realiza o igienizare totală a secției de chirurgie. În plan se mai află și un proiect mai mare care constă în construirea unui corp nou pentru secțiile de chirurgie, obstetrică și ginecologie. De asemenea, avem două proiecte mai mari, împreună cu domnul primar și Consiliul Local, prin care am dorit să construim un corp nou de clădire în care să transferăm activitatea secțiilor de chirurgie, obstetrică, ginecologie, pediatrie și cardiologie, din clădirile vechi care nu respectă noile reguli și norme pentru a moderniza acest spital. De asemenea, avem un, încă un proiect de reabilitare termică și atât pe, pe toate clădirile. Am, sperăm din primăvară, cum dă căldura cu adevărat, să pornim în primul rând cu reabilitarea și anveloparea termică, reparația și la clădirea chirurgi chirurgiei unde se află și compartimentul de primire urgență, iar apoi, în funcție de cum obținem finanțarea, dorim finanțarea europeană pentru celelalte două proiecte mai mari. Proiectele sunt în curs de realizare, s-au făcut toate măsurătorile, din câte am înțeles, s-a realizat proiectul tehnic și studiul de fezabilitate, urmând a fi depuse în momentul în care sunt finalizate toate actele necesare. Pentru începerea lucrărilor se așteaptă finalizarea actelor necesare și aprobarea proiectelor.